Stimați telespectatori, suntem la locuința domnului profesor Mihai Cârdei din Bilca, la care am venit pentru a ne demonstra care este tehnica confecționării opincilor. În spatele meu se găsește o casă-muzeu pe care domnul profesor a amenajat-o. Iată, ne ajungi la domnul Mihai Cârdei, cu care vom sta de vorbă despre străvechea noastră opincă țărănească. Mă numesc Mihai Cârdei, sunt născut în comuna Bilca în anul 1981, iulie pe 8. Tatăl Cârdei Mihai, mama Reveca, născută Nistor din Bivolărie. Am făcut primele 8 clase la școala din Vicovu de Sus Est. Am urmat liceul la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache, Facultatea de Psihologie și Științele Educației la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, masterat în analiză și intervenții în grupuri și organizații la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializare în economie și educație antreprenorială la Universitatea Dunărea de Jos, și actualmente profesez ca și cadru didactic la Liceul Tehnologic Ion Nistor din Vicovu de Sus pe Catedra de Socio-Umane. Cum de nu v-ați îndreptat spre satul natal în care să profesați? Din cauza specializării, pentru că disciplinele pentru care am ales să mă specializez se predau la nivel liceal. Cea mai apropiată unitate școlară este cea din Vicovu de Sus. La gimnaziu nu se studiază socio-umane. Domnule profesor, ați avut în familie pe cineva orientat înspre etnografie? Cu direcție științifică și ca profesie, nu. Dar cu înclinații și interes, desigur. Bunicii și străbunicii din partea mamei, atât din partea mamei cât și din partea tatălui, fiind țărani, desigur că practicau obiceiuri țărănești, purtau costumul țărănesc, poate mai degrabă din obligație decât din pasiune, dar cunoșteau tot ceea ce ține de acest domeniu. Fiind foarte legat de ei, desigur că am cunoscut această viață țărănească, pasionându-mă, reținând cu ușurință și interesându-mă și de aspecte mai vechi ale vieții țărănești. Ulterior am urmat facultativ un curs de etnografie și folclor la Universitatea din Iași în cadrul Facultății de Litere cu domnul profesor, cunoscutul profesor universitar Ioan H. Ciubotaru. Aceasta era deja o confirmare a pasiunii pe care o aveam din copilărie, urmând ca apoi să acumulez în mod voluntar și involuntar informații din acest domeniu. Cine intră în această gospodărie pe care dumneavoastră ați făcut-o special pentru tezaurizarea obiectelor de artă populară, își dă seama că nu aveți o orientare numai într-o direcție, ci aveți preocupări multilaterale. Dar noi am dorit să ne spuneți ce v-a atras înspre opinca țărănească. Mi s-a părut o piesă mai rară a costumului popular în perioada în care
mă interesa, a început să mă intereseze acesta. Mai greu de găsit, mai greu de procurat și aproape imposibil, după cunoștințele mele în acea perioadă, acum 20 de ani, să zicem, de găsit meșteri, persoane care să facă 8-5. Și am profitat de norocul de a avea bunicul priceput în această tehnică, e mult să-i zicem meșteșug. Nu, nu, aveți dreptate. Pentru că, de ce nu-i zic meșteșug? Pentru că nu-l făcea un meșteșugar specializat. Acum am plăcerea în diverse contexte să aud sau să mi se zică că sopincar. Termenul are o conotație cumva negativă. Dar atât în conotația sa negativă cât și în cea neutră, opincar se referă la cel care poartă opinci și nu la cel care le face. În gospodăria țărănească arhaică, fiecare, cel puțin capul familiei, știa să facă opinci. Acum, e adevărat că poate pentru o sărbătoare, pentru mers la biserică, o fată mai fudulă mergea la un bătrân sau o bătrână mai pricepută care le făcea mai cudichis, mai specializat. Așa cum exista în fiecare domeniu, fiecare știa să se pânză de cămăși, dar numai unele gospodine țeseau pânzături. Dar pentru portul de zi cu zi, fiecare își făcea opinca lui. Noi o să mai revenim asupra rolului opincii în viața omului. Și iată că ne-ați destănuit faptul că moșteniți de la bunicul dumneavoastră. Da, tatăl mamei, Nistor Petru din Bigolărie, Dumnezeu să-l ierte, mi-a făcut prima pereche de opinci ungurești, cu dificultate și cu insistențe, pentru că nu găsea tiparul. Și apoi, după ani, le-a văzut cineva, mi-a solicitat o pereche de opinci, a făcut bunicul o pereche de opinci și m-am gândit, era destul de în vârstă și chiar m-am gândit la timp, Dumnezeu a dat și a mai trăit doar 2 sau 3 ani după aceea. Zic, hai moșule să vedem cum să fac opincile. Eram student în vremea aceea, știu că mi-a dat telefon, le-am găsit gata croite, a pregătit o piele de porc, le-a croit, n-am putut să vin când m-a chemat el, știu că a ținut pielea de porc în frigider ca să nu se usuce, să poată îngurze și, mă rog, o singură pereche de opinci am făcut cu bunicul, tehnica nu e atât de complicată și de atunci le fac singur. Câți ani s-au scurs de la momentul în care ați făcut prima opincă? Nu, cred că e greu de calculat. În jur de 18-20 de ani. Înseamnă că în această perioadă dumneavoastră ați mai făcut opinci? Sigur că da. Sigur că da. În mod ponderat, în mod ocazional și nu uniform. Pot să fie perioade când am timp, am solicitări, mă simt obligat și fac câte 10 perechi pe săptămână și pot să fie luni de zile când nu fac niciuna. Domn profesor, care sunt avantajele purtării unei opinci? Vorbind în timp, de când cunoașteți dumneavoastră și până acum. De-a lungul timpului. Opincile au evoluat, cred că, din piesele de port cel mai puțin. Sunt și continuă să rămână o piesă simplu de realizat a costumului popular, probabil cea mai simplă și probabil cea mai veche. Avantajele erau, în primul rând, ușurința realizării, materie primă la îndemâna țăranului, iar ca și confort al portului, al încălțării cu opincă, prezenta și unele avantaje. Adică? Ia foarte ușor forma piciorului. Să ne imaginăm că cineva care umblă vara desculț 5-6 luni, piciorul își modifică forma și foarte greu conformația tălpii se va
adapta unei încălțări rigide, cum era cizma, cum este o gheată sau un bocan cu un pantof acum. Deci îi va fi imposibil să se încalțe. Acum, dacă revenim la perioada veche, nu exista altă variantă. E ușoară, se adaptează, se mulează, se ia conformația piciorului, e ușor de purtat, e călduroasă în măsura în care e îmbrăcată cu ceea ce trebuie. Colțuni de lână sau obiele. Așa, de ce spuneți că e călduroasă? E călduroasă pentru că permite să iei, să învelești piciorul cu materiale din lână groase. Acestea dau căldura și, mă rog, confortul. Aceste materiale încălțări poartă un nume. Obiele. Pinca se încalță cu colțuni, adică șosete de lână, realizate în diverse tehnici, diferite modele, pentru purtat mai simpli, pentru sărbătoare cu diverse modele, cetina, solzul de pește, șerpoaica, cu tureapca mai lungă sau mai scurtă în funcție de cât de pricepută și cât material are la dispoziție gospodina care le face. Sau obiele de lână, din pânură albă sau neagră sau sură pentru sărbătoare, din poalele unui suman vechi, dintr-o catrință ruptă pentru purtat. Pentru situații extreme, pentru geruri foarte mari, o pinca se făcea mai mare, pe talpă se punea un strat de paie de ovăs, erau mai rezistente un pic, nu se rup așa ușor. Piciorul se învelea pe sub ață cu un strat de pănuși de porumb ca să nu intre umezeala și asigura confortul parcursul unei zile de lucru țăranului. Ia vedeți că și confecționat o pinci și purtatul ei nu costa mult pe țăran. Nimic, găsea tot un gospodăriu. Nimic din costum nu-l costa pe țăran, pentru că altfel n-ar fi realizat acele piese. Domnule profesor, de avantaje mi-ați spus, dar purtatul opincii are și dezavantaje? Cu siguranță. Adică? Dacă n-ar avea, s-ar purta. Se rupe foarte ușor. Nu e trainică. Călcâiul se roade primul, urmează talpa, țăranul pentru purtat le mai punea câte un potlog, se rupea potlogul și mai punea un potlog peste potlog. Am avut o pereche, îmi pare rău că nu le-am la îndemână, cred că ale străbunicii, nu mai țin mintea cui era, o pereche de opinși cu gurgui. Aveau două rânduri de potloage, ambele rupte, deci trei straturi de piele se rupsese decât au fost purtate. Dar ce e ce la potlog? E o altă bucată de piele care altfel s-ar arunca, care se pune în opincă, fără nicio cusutură, fără nicio lipitură și care îi prelungește viața cu câteva zile. Domnule profesor, discutând cu mai multe persoane, una din ele mi-a spus că lungimea ciorapului care se purta, a colțunului care se purta la opincă, era în funcție de starea materială a celui care o purta. Adică cu cât era ciorapul mai lung, tureatca mai înaltă, cu atât înseamnă că era mai avut. E drept? E drept, dar cred că simbolul ăsta e unul care se înțelege de la sine. Într-un colțun mai lung intră mai multă lână. Asta înseamnă că gospodarul ar trebui să aibă mai multe oi. Dacă are mai puține oi, probabil că tureapca la colțun va fi mai scurtă. Tot așa și ața la opincă care se împletește din lână. Dacă e mai lungă, fie gospodina mai gospodină, că o știut să toarcă și să împletească mai multă ață, fie o avut din ce? O avut mai multă lână. Dacă e mai scurtă, numai cât să țină opcinca pe pișor, îi mai năcăjită, cel puțin opcinca, dacă nu gospodina. Spuneți-mi, din ce cunoașteți dumneavoastră, mi-ați putea estima cam de când oamenii noștri poartă opinci? De mult. Adică? De foarte mult timp. Probabil că
pe la noi și pe ale noastre meneleaguri de la popularea acestui teritoriu. Adică atunci când clima a necesitat, omul și-a învelit piciorul cu ce-a găsit. Așa am găsit și eu. Și-a constatat că o bucată de piele se potrivește bine pentru întrebuințarea asta. Și-a constatat că o anumită formă a acelei bucăți de piele dă oarece confort și formă încălțării. Și-a apărut o pinca. E cel puțin de o seamă cu dace, dacă nu-i mai veche, în forma pe care o avem. Știți, mă gândeam cum băteau pasul de front sau de defilare. Nu cred că îl băteau. Că de asta îi băteau. Care erau încălțați copii. Îi băteau pe turci că nu băteau pasul. E drept. Am înțeles că opinca face parte din portul nostru național. Da. Ce altceva mai găsim în portul nostru? Toată îmbrăcămintea. Opinca cu colțun, o beală, o am luat-o de jos în sus. Da. Ițari în patru ițe, ăștia ițari. Dacă sunt două iță, izmeni. Pentru vară sau de luat pe dedesubt. Dacă e mai frig, am trecut de ițari. Putem avea ițari cu ociuri, țesut în patru iță, cinci iță, șapte iță, mai groș. Putem avea cioarici sau berneveci din pânură. Putem avea în Bucovina pantaloni, tot din pânură, preluați după modelul austriac, pantalonul de călărie al armatei austriece, cămașă, bondiță, cojoc, suman, manta și ultima, cu care trebuia să începem, căciula. Mi-ați spus când ne-am mai întâlnit noi despre suman. Până când purta țăranul sumanul în spate? Păi sumanul era o piesă pentru vreme rea. Și e o piesă foarte întâlnită și acum în costumul național de sărbătoare, dar e o piesă mai incomodă. Materialul pentru a-i da trăinicie și căldură era foarte gros și țapăn. E o țesătură din lână care se întărește și se îngroașă la piuă. Și îmi povestea un bătrân care a fost cioban mulți ani la stâna Bilci din Muntele Găina, că dacă era o vară ploioasă, toamna când veneau cu oile acasă de la munte, nu lua sumanul cu el, îl lăsa pe gard pentru că putrezea de la ploaie. Dacă ploua 3-4 zile în continuu, când îl dădea jos de pe el, stătea sumanul în picioare, din cauza că se îmbiba, se îngreuna cu apă. Și după o vară ploioasă, rămânea pe gard, venea acasă fără el, că era putred. Tot așa și opincile, când mergeau, v-am spus că se rupeau foarte repede. Dacă mergeau încălțați cu opinci, un cioban rupea din Bilca până în Muntele Găina, rupea o pereche de opinci. Nu înseamnă că acolo făcea altele, punea un potrog, că acolo nu-i mai trebuia opinci noi. E drept. Dar problema este că mi se pare că mie că sumanul a evoluat și acum mai are ceva. Sumanul are ca toate piesele costumului au evoluat, toate au evoluat în mai mare măsură decât opinca. Sumanul de la o țesătură simplă de stof a evoluat în primul rând căpătând fel de fel din florituri. Sumanul nostru de la Bilca, specific și altor sate din Bucovina, dar conservat cu precădere la noi în sat, are cline, niște pliuri evazate care dau o lărgime, o amploare poalelor și oarecare eleganță. Iar pentru portul de zi cu zi, la noi pe vreme rea, mai ales pentru lucru la pădure, care însemna și mers pe înfrig și zăpadă o anumită distanță, s-a purtat mantaua, se purta peste cojoc, peste bondiță și care avea glugă pentru, adică un pătrat din același material care se putea pentru aduce pe formă, pentru ploaie și viscol se putea transforma într-o oarecare formă de glugă, cum am înțelege noi astăzi. Știți ce zic cașvanare, care stau lângă dumneavoastră. O scop, cinca e sănătatea omului. Da. Ca și brânza și smântâna care se mănâncă la stână. Cu aceeași condiții, să nu plouă. Atât e. Dacă plouă, e apă. Domnule profesor, noi am vorbit de opincă. Dar din ce se face o opincă? Din ce se găsește pe lângă casa omului? Adică? Și din
cele mai vechi timpuri s-a găsit pielea. Și cea mai ieftină piele a fost pielea de porc, care nu avea altă întrebuințare și nu exista încă tehnologia necesară pentru a prepara deliciosul șoric. Pielea era adică șoricul porcului. Șoricul porcului. Asta e pielea lui. Dar pentru că nu se putea prepara pentru consum, neistând tehnica de a pârli atât de bine porcul, porcul se jupea de piele. Și din pielea obținută se făcea o pincă. Deci astăzi țăranii nu fac copii, ci mănâncă șoricul. Mănâncă șoricul. Da, e o întrebuiințare mai plăcută a șoricului. Îl făceau și din piele de vită, cu timpul s-a făcut și din cauciuc. Pe măsură ce a evoluat și s-a dezvoltat comerțul, s-au putut cumpăra și materiale, dar în primul rând din ceea ce era în gospodărie. În primul rând pielea de porc și ocazional piele de vită. De ce ocazional? Nu stăia la fel de des vaca precum porcul. Ori la noi în Bucovina mai exista și o piață spre vest pentru vite. Și atunci sacrificările locale erau foarte puține. Mi-ați spus că se leagă, se pun colțuni, ciorape, da, și se leagă cu niște ațe. Cu ață. O ață. Poartă un nume? Șiretul. Șiretul papucului, pantofului de azi, e ața de la opincă. Ea se pornește de la spate, de la năujița opincii, și se învelește, v-am spus că îi dă bogăție și eleganță opincii lungimea ației. Putea să fie din lână albă sau neagră, albă la domnișoare mai elegante, din lână neagră de obicei, împletită în cinci, ca și saradul de la suman, șnurul din care se face, să împletesc florile unui suman, sau împletite în cinci sau răsucite pe vârtejul de funii din părul, din coada sau coama cailor. Era mai trainic. Mai trainic și nu prinde umezeală. Dar se putea face nojițele și din părul care se extragea din lână oilor, din, după ce trecea prin mai multe operații. Din lână pieptănată ieșea cănura, părul scurt din care se facea bătătura pentru sumani, și din părul lung se putea să țesea fire mai subțiri, răsucite în două, împletite în cinci, ieșea ața la opincă și urzala pentru sumană. Deci lungimea nojiților nu era stasul. Cu cât mai lungă, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Vorbim de opinca de sărbătoare. Și era și mai fudulă. Nu? Mai fudulă și mai bogată. Opinca de purtat, pentru că vă dați seama, cât e mai lungă, cu atât presupune mai multe înfășurări. Asta înseamnă oarecare consum de timp, dar nu ne imaginăm că ne descălțăm și ne încălțăm de câte ori intrăm în casă. Să încălța o dată pe zi. Ei, și acum ar fi foarte interesant să ne povestiți ce unelte folosiți pentru a confecționa opinci. Aceleași unelte care se găseau în casa țăranului și adică, care erau cu cât mai puține și mai simple, cu atât mai bine. În principiu, cu această unealtă care presupune o potricală și un suvac, s-ar putea face o pincă de la cap la coadă. Dacă avem nevoie, trebuie să mai batem în potricală cu un ciocan. Dacă vrem să fie mai elegantă găurile pentru creț, le putem face cu o daltă, dar se pot face la fel de bine și cu potricala. Avem nevoie de un cuțit pentru croit și cam atât. Piele, de porc, piele de porc și măsura omului. Putem încreți mai ușor opinca dacă prindem pielea într-o scăunoaie, dar se poate ține și în mână, se croiește pilaiță, se rade de păr opinca, pielea de porc pe un cailac, pe o bucată de lemn și un leaț sau un cot, un vinclu pentru a croi dreptunghiul la unghi. Astea sunt singurile lucruri. Se putea face la fel de ușor și din ochi. Există meșteri care fac opinci din ochi, fără instrumente? În afară de cele pentru tăiat pielea, restul avem nevoie de șchioapa celui pentru care facem opinca, adică o măsură între deșto mare și deșto arătător. Stimați telespectatori, ne oprim pentru publicitate.
stimați telespectatori, revenim la discuția cu domnul profesor Mihai Cărdei și rog de data asta să-mi explici ce e o potricală. Eu n-am înțeles. Dacă căutăm în termenul dicționar, s-ar putea să nu-l găsim, dar găsim mai modernul preducea. Potricala e o preducea străvechi, străbunica preducelei și asta pe care o țin eu în mână e a străbunicului meu, bunicul are de la străbunicul, străbunicul nu l-a întrebat nimeni de unde o are și are tot ce trebuie pentru făcut opcinca. Aici avem potricala pentru dat borțele pentru ață și ăsta e suvacul pentru încrețit, pentru băgat curelele. Deci două unelte într-una. Două unelte într-una și dacă nu avem ciocan putem bate cu un bolovan în potricală când dăm găurile. Și suficient să își facă ciobanul, poți să-și facă opcinca când merge cu oile. Pe o ceoată, pe un lemn căzut, își croiește și își... În loc de ciocan, o piatră? O piatră, dacă are și de altă, poate folosi captul de la preducea pentru pipoți de ciocan și totul să... Tătă-i la purtător. Domnule profesor, cum se croiește o opcinca? După măsura și lui care o poartă. Vorbim de opcinca așa mai cunoscută la noi în zonă, în Bucovina, opcinca cu gurgui, care se încrețește într-o singură parte și într-o parte are ureche. Lățimea opcincii trebuie să fie de o șchioapă, adică distanța între degetul mare și degetul arătător întins la maxim. Asta înseamnă, în medie, pentru cineva care poartă 42, cam 22 de centimetri. Șchioapa luată șchioapa de la... Cui? De la cel care comandă opcinca. Cel care comandă opcinca. Cel care comandă opcinca. Ar trebui, cred, nu mi s-a întâmplat niciodată să nimerească. Cel să lege distanța dintre degete cu mărimea piciorului. Pentru o opincă, o șchioapă lățime și două șchioape lungime. La opinca ungurească trebuie un pic mai multe lungime, sunt niște creți mai mulți de făcut și se adună mai tare. Ce înseamnă opincă ungurească? Opinca ungurească e o opincă cu capac, cu gurgui. Nu-i cu gurgui, opinca cu gurgui pe care o purtau de obicei toți în zilele de lucru și femeile de sărbătoare, la bărbați avea corespondență opinca ungurească sau opinca cu capac. În loc de gurgui se întorcea un pic, e o formă mai evoluată a opinșii. Aici la confecționarea unei opinci nu se vorbește de calapod. Nu există, calapod, nu există șablon, nu există tipare. Dar cum faceți? Un dreptunghi. Câte mărimi faceți? Păi câte mărimi sunt nevoie. După cum e șchioapa celui care comandă opinca, adică distanța dintre degete. Asta vă dă mărimea. Asta îmi dă mărimea opincii. Nu o să știu ce număr e, să nu știu să fac corespondența cu numerele. Îmi spuneați de opincă ungurească. Ce modele se pot confecționa altele? Păi, de-a lungul timpului a existat fel de fel de modalități de a încreță. Inclusiv ceva ce eu consider un accident istoric, opinca din cauciuc, care se poate încreță sau curelușă, sau curelușă croite dintr-o cameră de cauciuc, sau cu sârmă, am văzut, făcându-se... Deci ea se face din cameră, din mașină, din cameră, din tractor, de mașină din... sau din cauciuc mai subțire, de la motocicletă, de la ceva, din anvelopă inclusiv. Are rezistență mai mare, dar a fost o perioadă scurtă. Cred că e o binefacere adusă de colectivizare. A fost o industrializare, da. S-a dovedit mai rezistentă, dar a apărut brusc și a dispărut la fel. Din ce se compune o opincă? Păi opinca are gurgui, călcâi, găurile prin care se bagă ața, nojița care ține călcâiul, talpa opincii, toate sunt același corp din aceeași bucată de piele. Și ața cu care se strânge și se învelește piciorul, deci opinca și se leagă obeala. O să ne demonstrați mai sigur târziu da. Cum se sigur, sigur, fac sigur. Aceste etape. Mi-ați pomenit din îngurzire. Ce-i îngurzirea? Păi... A îngurzi înseamnă a încreță. Opinca, pentru a avea forma cu gurguiul sus, are niște creți într-o parte care o ridică, îi dau forma specifică. Realizarea crețelor celora se cheamă îngurzire. Se extinde la
tot procedeul de confecționare a 8-5, nu zicem că facem 8-5 și îngurzim 8-5. E același lucru. Da. Este o anumită tehnică de încălțare a 8-5, mi se pare că e ceva deosebit. Da, da. Așa cum fiecare țăran știa să facă, fiecare știa să-și încalță. Acum am mai văzut și dat cu stângul în dreptul. Trebuiesc înșirate, învelite ațele pe picior într-o anumită ordine, fiind o lungime considerabilă a ațe de la o pincă, peste 2-3 metri, cu cât mai mult până la 5 metri, cu atât mai bine, există riscul să se încălcească, să nu strângă bine, să se complice procedeul. Și pentru ușurință trebuie să încălțate și descălțate într-o anumită ordine. Știți, teoria e teorie și practica ne omoară. Practic. Și așa că o să vă rugăm finalul emisiunii să ne demonstrați cum se încalță și se descalță o opinie. Vreți să mă lăsați încălțat în opinie? Cred da. Că. Sau încălțat într-un pișor. Ce fel de piele folosiți? Cel mai ușor îmi este acum și mi-e tot una să fac, dar pentru cei care se încalță. Din piele tăbăcită, piele de vită tăbăcită industrial. De ce? Pielea de porc, acum nu mai face nimeni opinși ca să se încalță viața de zi cu zi. Le fac pentru spectacol, pentru sărbătoare. Pielea de porc se întărește, se usucă, se face ca tabla. Și e o anumită dificultate de a le purta și de a le încălța. Dacă era purtate de zi cu zi, se umezește de pe pământ, de pe iarbă, de rouă, de ploaie. Purtate zilnic e altfel. Ori acum, cele pe care le fac cel mai des sunt din piele de vită. Dar fac și din piele de porc. Pielea de vită o preparați dumneavoastră? Nu, pielea de vită este se găsește în comerț. Este industrial și da, o cumpărați? Da, da, da. Dar din piele de porc preparați dumneavoastră? Pielea de porc pot prepara, prepar în mai mică măsură pentru că le fac mai rar alea din piele de porc, dar am făcut. Pielea de cum anume? Porc să jupești porcul, adică să renunțe la șoric. Îl jupuiți dumneavoastră? Măcelarul. 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 Dar îi spuneți cum vă trebuie, ca să nu fie atingă. Știi, sigur că da. Se jupoaie porcul ca orice animal. Jupește. Înainte, când se tăia, de obicei se tăia iarna, dacă se răcește, se jupește foarte greu sau se ia cu slănină pe dânsă. Și ca să nu aibă grăsime, se băga repede porcul după ce se tăia, se băga în casă, pe o scară, pe scaune, pe o masă și acolo, la orizontală și pe o parte și pe alta întors, se jupea pielea de piel. Pielea respectivă se întinde în șură, pe peretele șurii, undeva se întinde bine și se prinde niște cuie mici în țânte și se lasă la uscat. După ce e uscată, să rade părul de pe dânsa și să croiește. În pielea întinsă se croiește înainte pentru că se făceau de purtat, se făceau două fâșii pe spate. Dintre acelea făcea tata și mama. Aia de pe spate e mai groasă și deci sunt mai trainic și aveau de umblat mai mult. Pentru copii făceau din spre burta porcului care e mai subțiri, odată că erau mai ușurele și mai moi, a doua oară că se rup mai repede și copiii n-aveau de umblat așa mult sau dacă umblau, umblau disculți. Înseamnă că mai rar faceți din piele mai de rar porc. Fac din... Am făcut. Da. Pielea cealaltă de vită o primiți gata. Da, nu mai gata, am doar de croit. Domnule profesor, câți ani, repetați, câți ani aveți de când confecționați opinci? 20. Cam știți câte perechi de opinci ați confecționat? Aproximativ? Nu știu. Peste 100, cred că. Peste 100, poate 200. Nu, n-am nicio idee. Executați comenzi? Nu prea. Din pricina timpului. Doar obligații sau pentru mine sau ca să nu uit cum să fac. Și atunci, cum explicați prezența dumneavoastră la diferite târguri? Tot din plăcere. Că la târguri știți cum mi se întâmplă? Merg de acasă, că merg pregătit cu 2-3 perechi de opinci și vin acasă câte 8, 9, 10 perechi de opinci, că dacă stau la târg, fac, că de asta mă duc, ca să vadă cum se fac opincele. Mă gândeam și eu, cum plecați cu puține perechi și veniți cu perechi mai multe? Nu e așa mare cererea pentru
încălțările astea. Eu am impresia că ați avut opinci trimise la diferite tururi și de asta n-ați fost. Posibil, nu știu dacă. Da. Nu mi-amintesc. Și anul trecut la târgul de la Cismigiu ați rugat pe cineva care v-a luat câteva opinci. Doamna Galanu a avut, da. Am fost la Suceava, am fost în tinerețe prin Germania la un târg, la Ulm, tot cu opinci. De acolo am venit cu multe opinci înapoi, că am stat vreo 10 zile. Și cum primesc străinii? Le place. Le place să vadă, dar pentru că ei opinca nu înseamnă nimic. Și cel puțin nemții și-au dovedit pragmatismul. Și admiră, apreciază, dar nu investesc. Știți? Vă răpesc un minut din emisiune ca să vă spun ceva ce s-a întâmplat pe vremea lui Ceaușescu. Da. Un Ivan Tronsa din Bărăgan a mers un activist de partid și a văzut sub portretul tovarășului Ceaușescu pusă o pereche de opinci. Și s-a revoltat. Cum? Și l-a întrebat pe președinte apelul, de ce ați făcut așa? Ca să nu uit de unde am pornit. Așa-i. Ați participat la vreun concurs cu asemenea obiecte? Nu. Doar la târguri, expoziții. Lumea interesată de cum să fac, cum arată, cum se încalță, cum se descalță. Și poartă, văd că din ce în ce mai mult dansatorii, soliștii, cântăreții, interpreții, fel de fel. Cel puțin cei tineri sunt interesați. Știți, mă închipui câți vizitatori erau în jurul dumneavoastră când făceați opinci, pentru că am văzut la doamna Galan de acosea erau. Și se strângeau ciotcă în jurul ei ca să vadă cum lucrează. Avantajul că procedeul e mai zgomotos, o să vedeți și atrage. Dar și doamna Galan vorbește mult, așa că se compensează cumva. Se acoperă. Problema este în felul următor. Nu se poartă opinca, dar este apreciată. Cum vă văd consătenii dumneavoastră? Nu știu chiar toți că fac opinci, dar am solicitări. Am solicitări de la unii dintre ei, pentru copii, pentru tineri, pentru alții care au obligații, au de le dus, au de le dat, vor să le arate. Da, au ajuns de la un obiect necesar, a ajuns un obiect de rușine că era încălțămintea săracului și acum e un obiect era, de laudă. Era încălțămintea săracului. Într-o perioadă când alții aveau altceva, dar înainte toți le purtau și săraci și bogați. Ați zis și dumneavoastră un termen pe care mi l-a spus și doamna Negru Elena când m-am interesat prima dată de dumneavoastră. Așa. Mihai Opincariu. Da. Nu sunt de acord cu termenul, nu că mi-ar fi rușine de el, dar Opincariu cine le poartă, nu cine le face. Așa este, cine le poartă. Domnule profesor, noi o să vă rugăm acum ca să le arătați telespectatorilor cum se confecționează o opincă, că nu știu dacă o să avem timp de o pereche. O bucată de pceale pentru o opcincă înseamnă să fie de o șteapă lățime și două șteape lungime. Asta e o opcincă mai mică pentru un băiat sau o copcilă mai mățică. Se croiește opcinca, se scoate o curelușă dintr-o parte. Și jumate din lățime pentru gurgui. Pe ce avem curelușa tăiată bine, se dau 3 borți, dacă e opcinca mai mare și pielea mai lată, mai multe, da, 3-4 borți ajung pentru strâns gurguiul. Aici ar fi vârful, botul opinșe. Formăm deja gurguiul. Și îl strângem bine. Se îndreaptă ca să nu stea cu nasul pe sus sau într-o parte.
și la sfârșit, când băgăm ultima dată, petreșem cureluşa pe dedesubt ca să strângă mai bine. Avem grijă să nu se petreacă și se poate și în dreapta. Ați văzut că tot e dintr-o bucățică de pceale, tot se ține la un loc. Dacă am făcut-o, acum trebuie gurzichii făcuți creță, adictile. Câte două borți cu dalta pentru fiecare creță. 2, 4, 6, 8. Aici și punem opcelii ca să nu se ducă curelușa până în capăt. Tot din bucățica asta de pcelii făcute. Și îi dăm la îngurzit. Luăm câte două borți odată ca să iasă crețul gata făcut. Și a doilea. S-a nimerit că pcelea e moale, se lucrează foarte ușor. Ultimul creț. Și opcelică din nou la curelușă ca să nu se desfacă. Așa arată când e încrețită. Acum trebuie să bagăm cureaua. Număr de găuri fără soț ca să stea cureaua să rămână înăuntru. Cu capătul ei se prinde nojița, adică se radică calcăiul de la opincă și tot de capătul ei se înceapă ampletiața. Așa, curelușa a rămas înăuntru. Am tăiat nojița. O petreșem pe dinăuntru. Și am făcut calcăiul. Ca să stea eu opcinca. De aici se mai poate regla înainte, înapoi, se strânge, se largește. Nu-i fixă ca un papuc. Și băgăm din nou curelușa înăuntru. Și de capătul ei are să fie legată ața. Și când vine ața, trece prin nojiță și s-a radicat calcăiul sus. Și am făcut o opcincă romanească, o opcincă cu gurgui. Modelul cel mai simplu și pentru că cel mai simplu, cred că e și cel mai vechi. Ne încalțăm copareași de opcin și ungurești cu obgeli din suman. O bucată de suman cam de jumătate de metru. Cât e teara de lată, trebuie să iasă cam patrată opcinca. Se pune vârful opcișorului, nu chiar pe mijloc. Și se învalește. Să întoarci și colțul ca să stea așa. Și sus. Așa. Și punem opcinca.
De pe cum, de bine o punem, așa de bine stă. Până o prindem, e mai greu. Și o luăm ața, am spus, trebuie să o luăm pe rând. Ea e descalțată bine, ața e dată pe talpă, vă arăt la cealaltă. Una într-o parte și una într-o parte. Se mai punea de fudulie, cât ține borțurile la opcincă, se punea curealușă de piele la fel ca opcinca și numai în sus se punea ață câteodată. Să vedem pe unde am ajuns. Suntem bine. Înapoi și am ajuns la calcăi. Strângem bine să nu ne sară din mărs. La femei ața spune rând, la bărbați se lasă mai raruță. Ca să ajungă până sus, s-o prindă. Și gata una. Cinca descalțată, vedeți că are tătă ața pe talpă adusă. Și eu am aici liber să bag piciorul, să pun obgeala, să fac cât vreau eu. Domnule profesor, vă rugăm acum să demonstrați care este tehnica descălțării de opinci. Sigur că da, dar noi dormim încalțat. Descalțatul invers decât încalțatul. În cealaltă direcție. Ieșim din opcinci și întorcem la șoboti. Se dă ața destul de lungă, măsura mea, așa cam până la genunchi, ca să nu se termine și fiecare rând de ață luată tot la rând invers de cum am strâns-o, se dă sub talpă, ca să rămâi opcinca descalțată. Până la capăt, ca să intri piciorul ușor, să nu trebuiască să ne năcăjim când le încalțăm din nou. Și așa am dat-o jos și ne-am întors la șobotă. Că opcinca și-or saiește, dar șobota tropaiește. Stimați telespectatori, mulțumim domnului profesor Mihai Cârdei pentru ceea ce ne-a spus și ne-a demonstrat și până la o nouă întâlnire, profesorul Gheorghe Dolinski, realizatorul emisiunii, vă urează sănătate multă și vă invită să urmăriți emisiunile Postului TV Cromtel Rădăuță.